Vești proaste pentru primarul reales al orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Magistrații au decis că acesta să rămână după gratii, dar au admis strămutarea dosarului la un alt tribunal. Instanța a decis astăzi ca primarul orașului Baia Mare să rămână în continuare în arest preventiv, dar a admis strămutarea procesului din Baia Mare la Cluj-Napoca. Cătălin Cherecheș a ajuns ieri în fața magistraților și a încercat să îi convingă să schimbe măsura arestului preventiv cu una mai blândă. Avocații săi susțin că prin menținerea arestului preventiv, instanțele de judecată au ținut partea procurorilor DNA, așa că au cerut strămutarea dosarului la un alt tribunal de pe raza Curții de Apel Cluj. Cherecheș se va prezenta la Curtea de Apel în 6 iulie, în dosarul în care avocații săi au cerut recuzarea judecătorului de la Tribunalul Maramureș și unde se va judeca și contestația la cererea de revocare a măsurii arestului preventiv. Cătălin Cherecheș a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie, cu puțin timp înaintea alegerilor locale, pe care în mod surprinzător le-a și câștigat, deși se afla încarcerat în penitenciarul Gherla. Procurorii îl acuză de luare de mită în formă continuată.